Dacă nu te abonezi și dai like în următoarele 5 secunde, îți cade ciocanul mâine pe stradă și ai și rămâi noob. Salutare, bă, băieți, și bine m-am găsit la un nou clip. De asta să facem ceva aici mai special, nu neapărat special, dar n-am mai făcut de mult un clip de genul cum făceam eu înainte, să cumpărăm și noi conturi de Fortnite de pe OLX, cum cumpăram înainte, pe fiecare săptămână înainte, cumpăram conturi de Fortnite, dar bineînțeles, dar la care ne-au luat skin, că nu mă duc să caut acum cont de Fortnite cu 5 skin-uri, caut asta cu Renegade, cu Recon Expert, cu School of Gista, de ce părerea oamenii, dacă mă cunosc, dacă nu, ce să vă spun, înainte să înceapă clipul ăsta, abușiți-vă butonul ăla de like, băgați un comentariu, subscribe, faceți noi 30k, până la mai 29,8k, vă aștept pe Instagram să-mi dați și mie câte un follow, băieții, și dacă mă dați follow și pe Instagram, eu vă dau câte un apă, dacă folosiți scutul meu obligat din bățac. Hai să trecem la treabă, căutăm câteva conturi de Fortnite aici și trecem direct la anunțul pe care îl găsesc să vorbesc cu băiatul ăla, ca să nu vă plictisesc pe voi căutând anunțul. Salut, băieții! În anul clipul ăsta vreau să vă anunț că avem și noi merch-ul în forță aici pe idei3d, aveți link în descriere, cumpărați aici orice produs și primiți câte un alt pe Fortnite și jucați cu mine câte un meci și moderator pe live-uri dacă vreți. Uitați, hanoracul, tricoul și cu cana, îmi dați pe Instagram filmare că va veniți și eu vă dau câte un alt cu moderator, aveți aici link-ul, hâți, vă doresc o vizionare plăcută, respect! Gata, băieții, au revenit frumos, elegant! Cu anunțul băiatului cu Renegade. Ăsta este contul lui, vi-l prezint și vouă puțin. Are și număr de telefon, are și Discord. Ăsta e bun, îl cheamă Isus Pom. E ciocan. Uitați-le băiatul pe cont. Nu vedeți puțin de ca meu, dar vă spun eu că are vreo 200 de skin-uri, vă care Renegade, dar nu știu dacă este ceva Photoshop. Are Galaxy skin, are Gold Trooper, dar cred că nu are pe cel OG, o băieții, dar nu e problema de război cu noi aici, junior. Ia să vedem. Asta sună de pozele. Îl cheamă Andrei. Hai să sunăm și noi și cam a este. Ia să vedem, junior, că am vorbit cu el mai devreme pe Discord și mi-a răspuns, a spus să răspund la ora 6:30, dar deja am întârziat puțin până am făcut eu intro, asta nebunie, a mai durat ceva acum cu voi, dar să căutăm aici, Iisus, hâjionule, hai să sunăm pe Iisus, ia să vedem, îl sunt pe Discord, salut frate, salut, salut. Ce faci? Frate, am văzut anunțul tău pe OLX că vinzi cont cu Renegade Raider. Da, frate. Păi și e contul tău sau? Normal că e contul meu. Păi văd că mi-ai spus că are 280 de skin-uri, dar aici ai pus poze cu vreo 50 de skin-uri sau hai să punem 120 maxim. Uite, 6 ori 1, 2, 3, 4, 3 ori 4, 12. Ai vreo 100 de skin-uri în poze, n-ai mai mult. Păi, n-am făcut la toate. Păi dar cine a făcut de la toate? Și păi și eu de unde să știu dacă e contul tău sau dacă, nu e, dacă e al tău gen? Păi vrei să ne arăt? Da, vreau să ne arăți. Că pune screen share-ul. Ia, pune și toate screen share-ul. Păi dar eu vorbesc pe telefon. Ia, ia, pune și screen share-ul, ia. Acum, stai. Mai ești? Da. Păi hai. Fac acum. Hai frate, fac acum. Ia. Vezi? Stai puțin că nu se vede. Mă pun puțin pe mut. Bă, băieții, care pe cont, mi-a dat partajare, o să vă pun o filmare pe ecran când editez că filmez cu telefonul ăsta să vadă. Cred că merg să filmez. Uitați, e pe cont să vedeți și voi de aici. Hăț. Hai, frate, arată-mi. Se vede? Se vede, se vede. Ia, așa, dai, 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 dai. Păi, dar are, frate, ceva conturi, are, are. Așa, păi și care ar fi ultimul? Pentru că văd că aici ai pus 40 de euro. E full access contul? Da, frate. Full, full access, adică îmi dai mie să schimbi e-mail-ul, tata la el, da? A, nu. A, nu? Păi atunci cum îl dai? Ce dau nu fa. Nu fa? Păi și cât vrei să dau pe el? 200 de lei, 40 de euro, cât înseamnă? 200 de lei, cât înseamnă? 200 de lei, da. Am înțeles, păi și cum îți dau 200 de lei, mi-l dai nu fa, păi și după aia dacă le înapoi, că ai acces la mail-ul lui. Păi îți dau banii, frate, cum să nu-ți dau banii? Dacă îmi dai banii, poate ce-mi dau? Păi și cum facem? Facem cu transfer bancar? Nu, frate, îmi dai PayPal sau Skrill. A, păi cum, frate, eu vreau cu transfer bancar să văd că ești om de încredere, că băieții ăștia care sunt seller mai mari au și cont la bancă, nu Skrill și Paisev, că Paisev are orice copil de 10 ani. Păi m-am văzut mulți că fac prin PayPal. Hey, PayPal. Și dacă îți dau refund după ce îți dau prin PayPal? Păi, nu, că dai pe friends and family. A, păi obținut de aia să nu mai ia taxe de alea nebunie? Păi da. Păi nu, că ți dau fără friends and family și plătesc eu taxele, îți dau 45 de euro. Nu, nu, lasă așa.
așa, prin friends and family. Păi deja, bă, family. De ce prin ăla? Păi da, păi poți să-mi dai țeapă ușor. Păi da, și tu poți să-mi dai mie țeapă ușor. Uite, văd că ești din București. Și eu tot din București sunt. Tu din ce județ ești? Sector, pardon. Nu vezi ce scrie acolo? Sectorul 1 și te cheamă Andrei. Da. Am înțeles. Păi și dacă eu vreau să mă întâlnesc cu tine în viața reală, ce zici? Nu, frate. Păi de ce? Păi poate mă bați. E, cum să te mă bate? Câți ani ai? Eu am 11. 11 ani? A, păi și eu am 12, frate. Păi da, poate mă bați, poate fi cu mai mulți. A, e, n-am frate cu ce, că n-am prieteni, că de-aia vreau să-mi iau contul ăsta, să mă lau la prieteni. Păi n-ai zis că n-ai. Păi n-am prieteni în viața reală, am pe Fortnite, frate. Nu mai vrei contul sau nu, că mi-a dat un mesaj acum că-l vrei. Hai frate, nu mai inți, păi nu, că te pun pe YouTube, ca să nu ți-a nimeni contul, înțelegi? Că dai schem. Pe păi cum adică? E, cine păi îmi spui tu mie că-mi trimiți cine, contul pe un plic. Tăi. Cum? Bă, lasă-mă, mă, să vorbesc. Te las, mă, hai, ia zi. Că frate, am, cine, 8, 8, am 800 de mii de abonați. Au net prin pungă aia. Bă, vorbește-mă frumos. Păi tu umpli cu schimba, de păi cum vine asta? Eu îți dau ție banii primul și tu mi-ai mie contul nfa, nici nu mi-l dai full acces. Păi tu poți să-mi iei în orice moment, frate. Bine, mă, dacă îmi vrei full acces, să-mi dai 50 de euro și gata. Aaa, vrei mai mulți bani, dar tu să-mi dai schimb. Păi cum, 10 euro și îmi dai gata parola de la e-mail? Nu, schimbi e-mail-ul. E-mail-ul? A, păi dai tu primul. Da. Păi cum să dau eu banii primul? Dai tu primul, frate, contul tău. Îmi dai, uite, îmi dai contul tău în FA primul. Și după aia, îți dau jumătate din bani, 30 de euro. Și după, îmi dai și parola de la e-mail și mai dau 20 de euro. Vrei așa? Nu știu, frate. A, păi cum nu știi? Înseamnă că tu umbli cu hâjărule. Pare schem. E, pare a schem. Schem pare de la tine. Eu așa zic, uite, nu știu. Eu așa zic, eu am glumit că nu filmez acum, că eu nu sunt youtuber, îți dai seama. Măi, după voce, nea, că nu sunt eu youtuber, frate. Adică am păi făcut și eu YouTube, am făcut 200 de abonați într-o săptămână și după aia gata. Păi, da, normal că lăsă uitări mei la tine. Ce da, frate, frate de la da. Tine? Păi știu ce să, știu ce zic, mă cheamă pe YouTube X... Și te joci Metin. Nu mă joc de Metin, mă joc Fortnite. Ai 21 de mii de abonați. Ba nu, frate, n-am 21 de mii de abonați. Și te joci Metin. Ba nu. GM2 România. Ba nu, frate, nu mă joc Metin. Mă auzi? Te aud. Păi azi cum face problema, îmi dai contul sau mai dai contul? Păi dacă dai bani, ți-l dau. Păi dar cum să-ți dau banii? Uite, hai îți dau 10 lei și mi-l dai așa în fa, să intru pe el, vrei? Nu, îmi dai jumate. A, păi umbli cu cioara vopsită, cum s-a spune. Îmi dai 25. Așa. Îți dau contul, să te uiți la el. Da, și după aia mi-l iei și gata, ai rămas cu 25 de euro. Și după aia îmi dai, îți dau paro, deci stai. Stau. Deci, bă, frate, hai, contul, stai deci puțin. Deci, stai așa un puțin că mi s-a luat de tine. Deci tu vrei să spui că nu dai schem, da? Nu îți dau un schem. 100%? Faci și cu intermediar dacă vrei. Fii antenă. Frate, dacă tu zici că nu dai mie schem, eu acum te-am filmat pe tine, încercând și eu crezând că tu îmi dai schem mie. Fii antenă. Așa. Caută pe YouTube o ipața și uite, o spunesc camera pe ăsta. Cum îi spune, pe ăsta, uite, mă vezi la față? Mă cunoști? Ia zi. Hai. Mă cunoști sau nu mă cunoști? Ia, caută-mă pe net acum. O zis? O, ipațac. Ce faci? M-am înlecat. Păi și te-ai înlecat. Aoleu, stai că trebuie să fac update la Windows. Aaa, păi ce mai face cu de-astea? Stai să uiți, o... Mai apă notificare, că trebuie să fac update. Ce-a făcut? O, ipațac. What the fuck, frate? Ce frate? Ai N-am făcut, am 29.800, n-am 30.000 de abonați. Ai 22.000. 92, da, 92, 99, da. Ce vă dătușești? Am alecat. Păi da, hai, mai îmi dai cont acum, ai încredere în mine să-mi dai contul primul? Nu știu, frate. Îți spun sincer.
Păi ce mai stau, frate, că mă țin la 20 de minute. Păi da, dar ai scris tu ceva corect. E, n-am scris eu ceva corect. Că mi-ai pierdut timpul, ori dai banii, ori nu. Cum, frate? Ori dai bani, ori nu. Păi dacă nu merge contul? Păi ai zis că dai în același timp, că am vrut să văd, a fost un test să văd dacă ești separ. Ah, păi și până la urmă, îmi dai contul sau nu dai contul? Bine, mă, bine, vreau să dau țeacă. Cum? Vreau să-ți dau țeacă. Adică? Vreau să iau și-o bani. Adică nu e contul pe bune? Adică e contul tău, că am văzut că mi-ai dat partajele pe cont. Da, e contul tău. Și voiai să dai schemă, a? Da. Păi de ce te bate schemă? E frumos să dai schemă? Păi da, vreau și eu să bag, mă, să mai bag V-Bucks. A, păi așa bagi tu V-Bucks? Ia spune, sincer, ai făcut bani din țeacă? Da, frate. Cât ai făcut? Ia zi. Am făcut 40 de euro. A, și acum ai vrut să faci încă 40? Da. Dar cu mine prea ți-a mers. Da, frate. Păi dar e frumos toate să dai țeapă, adică, de exemplu, dacă tu ți-ai luat țeapă de la cineva, ți-ar conveni? Păi nu, nu-mi dă nimeni țeapă, că păi, sunt prea deștept. Cum adică ești prea deștept? De unde știi tu că ești prea deștept? Păi nu mi-a luat țeapă niciodată. Păi da, tu ai cont, dar dacă n-ai avea cont și vrea să cumperi cont? Păi, fac intermediar. Am înțeles, am înțeles. Bine, frate, eu te las, dar să știi că toată chestia asta e filmată și o să pun pe canalul meu de YouTube mâine. Și îți dau și Discord-ul aici, 5831, și îți dau și e-mailul ăsta, Andrei, o să-l pun pe ecran ca să nu mai îți dai nimeni bani, frate. Ha să-i minți, că ai parola Andrei Șmecher, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai, frate, pa, te pup. Gata, și s-a terminat șmecheria, băieții. Cam așa e convorbirea mea cu un scammer. Sper că v-a plăcut acest tip de videoclip, băieții. Am încercat să-l trag mai mult de limpă, am încercat să scot tot ce mai bun în el, să vedem ce poate să-mi zică, să ținea bine, să fiu sincer, dacă nu filmam, i-aș fi dat 20 de euro să văd dacă îmi dă contul și eu primul, pentru că e renegade până la urmă. Uite, lăsați un comentariu, toți care ați fi cumpărat contul de la el, dând primii, ia spuneți-mi, voi ați făcut chestia asta, să fiu sincer, eu n-aș da primul, dar 10 euro i-aș fi dat avans să văd dacă chiar mi-l dă, frate. Dar uite că a recunoscut că vrea să dea schem. Înțelegeți, voi, băieții? Sper că v-a făcut acest clip, un clip cam lung, dar are o oră și 20, băieții, dar o să-i trez la aici o săptămână 20 de minute, că m-aș dat o persoană să răspundă. Vă mulțumesc foarte mult de vizionare, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați și voi un punctul de like, să vă abonați, să dați și voi un share la prietenii voștri. Vă doresc o săptămână frumoasă, vă, băieții. Hai cu 30k dacă deja n-am făcut când postăm clipul ăsta. Astăzi este marți. Deci, vă doresc o săptămână frumoasă în continuare, miercuri, când vedeți voi clipul ăsta. Like, subscribe și subscribe. Like, subscribe și share. Nu uitați să folosiți și voi codul OVIU, care te-a pe show, băieții. O să apară aici pe ecran. Genule. Vă dau oada dacă trimiteți pe Insta, follow aici, să mai câștigați și vei pe la giveaway-uri și v-am pat, eu am fost Ovi Bațac.